Tu cu ce te îmbraci de sfârșitul lumii? V-ați pregătit că după aia ne dau ăștia în ziarele alea, în revistele alea colorate unde se pozează toate țoapele. Visul tuturor țoapelor din televiziune, nu, pardon, din showbiz. Ați auzit expresia asta? Showbiz. La noi nu există showbiz. Nu există. Nu există showbiz. În America există showbiz. În România nu există showbiz. Am folosit noi așa cuvântul ăsta pe care l-am importat, că sună cool, adică showbiz. Deci toate țoapele din showbiz au un singur țel în viață, să le dea aia din Ceau la bine îmbrăcate, înțelegi? Bărbatul având revista Ceau, știi? Adică e simplu. Și deci dacă nu te dă în Ceau la bine îmbrăcate, nu ți-ai îndeplinit visul tău de țoapă sau ceva. Bun. Și n-aș vrea, deci, pe care de consecință să apar la prost îmbrăcați de apocalipsă. Nu? Crezi că de apocalipsă ar fi în culori mai sumbre, mai închise sau? Hai să revenim la usele.